Salutare, fraților, bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Ardi, eu mă bucurez și astăzi vom face pronosticul meciului Dinamo Craiova Live Text de la ora 9. Echipele de Star Neagoi a schimbat în fiecare compartiment versus Vătăjelul Rezervă. Dinamo începe în poartă cu picitele pe linia de fond, Ciobotariu, Klimavičius, Popescu și Sin. Vedem că joacă cu Ciobotariu și Popescu, două noi noutăți, plus Piciteli, care o să debuteze în acest meci la Dinamo. Pe linia de mijlocași defensiv, de fapt, sunt Mârșlea și Răuță, mijlocași ofensiv Crețu, Brum, Montini, vedem că joacă cu Crețu și nu mai joacă cu Sorescu, iar în atac Daniel Popa. Rezerve sunt Straton, Grigore, Bejan, Moura, Sorescu, Filip Moldoveanu. Eu zic că va fi o prostie foarte mare să facă din nou cum a făcut la meciul cu Viitorul, de la pus pe Grigore în locul lui Sin, așa cred că va face și prostia asta și va face o improvizație acolo cu Ciobotariu în loc de Demoura și mie ca această improvizație să nu fie taxată de cei de la Craiova. Craiova începe în poartă copilii acelui, pe linia de fund Por, Borța, Martic, Aca, Bancu, pe linia de mijloc Ivanov, Mateiu, Cicâldău, iar în atac Bărbuțu, Roman 2 și Baiaram. Noutate la această Universitate Craiova este Borța, un fundaș central de 22 de ani, dacă nu mă înșel. Și dacă mă înșel, puteți să-mi scrieți voi în comentarii câți ani are. În rest, nicio noutate la cei de la Craiova. Rezerve sunt Popescu, Hreniu, Vlădoiu, Constantin, Vătăjelu, Briciac, Forteș. Eu zic că se va termina cu un scor de 2 la 1, va fi un meci foarte complicat, 2 la 1 în favoarea lui Dinamo, dacă nu, va bate Craiova cu un 2 la 1. În primul caz, Dinamo va marca prin Montini și un fundaș central, nu contează care, dintr-o lovitură liberă, iar cei de la această Universitate Craiova vor scrie din Mihai Roman 2. Iar în cazul de arbate Universitatea Craiova cu 2-1, vor înscrie la Universitatea Craiova Forteș și Mateiu, iar la Dinamo va înscrie Kevin Bru. Scrieți și voi în comentarii cât credeți că se termină acest meci și cine va da golul lui. Eu am fost doar Dinamo București, nu uitați de un like și un subscribe, că spun outro-ul prea devreme. Nu uitați de un like și un subscribe, eu am fost doar Dinamo București și ne revedem data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!